Momente dramatice în această dimineață pe drumul național 1, pe raza localității Bradu din județul Sibiu. Un om și-a pierdut viața după ce un tir care lovise un cap de pod a fost cuprins de flăcări. În cabina care a rămas suspendată în afara șoselei deasupra apelor Oltului se aflau șoferul în vârstă de 33 de ani și un pasager de 27 de ani, amândoi din București. Șoferul a scăpat nevătămat, dar bărbatul de pe scaunul din dreapta, care a sărit în râu ca să se salveze, a dispărut în apă. A fost căutat ore întregi de o echipă de scafandri formată din 7 pompieri de la ISU, Hunedoara, Dolj, Cluj și Constanța, care participau la un antrenament pe lacul Cinciș. Trupul tânărului a fost scos la suprafață abia în cursul după amiezii. Între timp, pompierii militari au reușit cu greu să stingă flăcările care cuprinseseră toată mașina. Potrivit anchetatorilor, tirul se îndrepta spre Brașov în momentul în care a luat foc. Traficul în zonă a fost blocat complet câteva ore.